vreau să mai vorbim un pic despre ceea ce eu îndrăznesc să consider niște anomalii, nu știu, poate mă cheamă iară ea la judecată publică acolo să mă dea pe internet la CNA, dar mi-asum. Și continui să demasc aberațiile pe care vor să le transforme unii în normalitate, domnul și domnul. Și veți vedea cum a devenit femeia bărbat, nou simbol de frumusețe, și mai mult decât atât sunt dezvăluiri și despre bărbații care au ajuns să alăpteze. Hai să vedem materialul împreună, Dana, și să comentăm. Controverse majore la nivel global. Agenda progresistă își arată colții peste tot în lume. Noua Miss Olanda este de fapt un bărbat și va reprezenta țara la Miss Univers. Modelul olandez Ricky Valerie Collet, în vârstă de 22 de ani, a început la 8 ani transformarea din bărbat în femeie. Organizația Mama a concursului permite femeilor transexuale să participe la concurs din 2012. Între timp, medicii din SUA au dezvăluit riscurile la care sunt supuși nou-născuții persoanelor transgender care sunt alăptați ulterior de aceștia. Medicii au criticat îndrumările în condițiile în care până acum nimeni nu a reușit să evalueze riscurile la care sunt expuși copiii care consumă lapte produs practic de substanțe chimice utilizate în procedura de schimbare a sexului. I took testosterone as part of my transition and I legally changed my name and I had male chest contouring surgery. And then to become pregnant, I just stopped taking the testosterone. Potrivit Daily Mail, autoritățile medicale americane chiar au avertizat cu privire la unul dintre aceste medicamente care poate trece în laptele matern în cantități suficiente ca să dea bebelușilor bătăi neregulate ale inimii. În plus, nu există studii cu privire la efectele pe termen lung asupra copilului hrănit cu laptele părinților trans care folosesc o gamă largă de hormoni. Transgenderii deveniți între timp părinți au însă altă părere. Breastfeeding doesn't have to be all or nothing. Some amount of milk can be really valuable to a baby. And also, breastfeeding can be about a relationship with your baby and a way of bonding and parenting. Mulți experți spun însă că este foarte greu de crezut că laptele matern care se găsește în mod natural la o femeie biologică este același cu laptele matern indus la un bărbat biologic. Recunosc că se poate de publică, deși credeam că nu mai poate șoca nimic în meseria asta, există încă anumite materiale și anumite tendințe care mă lasă absolut interzis, vorba lui Copos, planeta să scufundă. Nu știu, tu cum privești toate? Nu știu, eu îndrăznesc să-i zic nebunii, și poate greșesc, nu vreau să-ți induc nimic. Tu, te știu că oricum ești mai tolerantă decât mine, dar nu știu, simțul tău sau nivelul tău maxim de toleranță e depășit de ce vedem acolo la televizor sau încă mai poți... Pentru mine toate aceste lucruri nu există, Victor, iar noi trăind în România avem foarte mare încredere în BOR, nu? Mă rog, părerele astea împărțite. Păi, avem încredere în BOR, nu? BOR se ocupă de copiii noștri, de și ceea ce a fost introdus în legile educației, de ceea ce copiii sunt învățați la școală de către ONG-uri și multinaționale care... Până la BOR avem o administrație de stat. Profesorii care au cerut măriri de salarii. Da. Plătesc profesorii pentru astfel de lecții și pentru broșurici și broșurele care să fie distribuite prin școli. Să se ocupe domnul Bănescu, să preia borul și să se ocupe de această problemă. Asta este pur și simplu, ține de, exclusiv de educația care le-o dăm copiilor și pe care acceptăm ca sistemul să le-o dea copiilor noștri. Nu cred în aceste deviații, inclusiv vocea de pe
de pe material, repetă lapte matern, când de fapt este vorba despre un bărbat rămas gravid sau anomalie. Stai un pic, dar dacă domnișorul Ricky a putut să iasă? Dacă domnișorul Ricky... Dacă domnișorul Ricky a putut să iasă... Dar laptele de bărbat e unul singur, îl știm, toți care sunt bărbați, îl știu cum arată. E unul singur laptele de bărbat. Laptele de femeie, lapte de femeie vine din sân, laptele de bărbat e lapte de bărbat și nu vine din sân. Bun. Dincolo de lecția de biologie, chiar de anatomie, care mi se pare foarte utilă. Care nu se mai face la școală, nu știu care dacă știți că nu păi se mai dăunează. Face nici anatomie, nici zoologie, nici biologie, nici nimic. Nu da, mai asta vreau nici istorie, spun. Nici geografie. Copiii nu știu continentele, capitalele țărilor când termină liceul. Niște mici lucruri. Asta vreau să spun, că cel puțin eu, nu știu, pe vremea mea... Deci pe vremea pot crede mea... că un bărbat poate să alăpteze din moment ce ei nu știu ce au un pantalon. Deci pe vremea mea, Dana, cândva în paleolitic, în secolul trecut, când a născut nevastă mea, eu știam că femeia alăptează și că dacă nu poate săraca, nu știu, te duci la farmacie și cumperi sau îți dă statul la momentul respectiv. Da, și în continuare va fi la fel. Lapte praf. Până la sfârșitul lumii va fi așa. Zici acestea tu? Sunt doar, da, sunt 100%, acestea sunt doar niște deviații și niște anomalii cu care, uite, ne țin ocupați. Pe noi nu, că noi avem viață, avem o viață, noi nu trăim ocupați de neterminații ăștia, dar, așa cum am precizat și mai devreme, ba da, oamenii se uită la asta pentru că nu au vieți și pentru că nu au activitatea atât de hulită despre care vorbea domnul deontolog mai devreme, știi? Da, da. În viețile în care îți lipsește da. Și activitatea fizică și împreunarea și despreunarea, îți lipsește și laptele. Uite, eu și atunci îl cauți să-l iei de oriunde. Eu nu m-am gândit niciodată când mă întrebau când eram copil, mă rog, am avut mai multe. Am vrut să mă fac Dudu Georgescu, am vrut să mă fac o grămadă de lucruri, dar nu mi-a trecut niciodată în cap că aș putea să mă fac Miss România. Recunosc, n-am avut fantezia asta. Păi, În legătură cu... Păi domnul Ricky, eu nu știu. Domnul Ricky, când era mic, probabil și-a dorit să devină Miss Olanda. Și-a devenit Miss Olanda. Asta e trans de la? Da. Nu știu, chiar nu am știut subiectul. Am rămas un pic în urmă totuși. La vârsta de 8 ani a început transformarea spre o viață de femeie, care a fost încurunată așa, da, cu câștigarea titlului de, titlului de Miss Olanda. Păi Olanda? Păi cum? Olanda și cu Australia, ei ne salvează. Nu ne-au salvat și în mascaradă. Da, sunt de acord acolo. Da. Ești de acord? Da, acolo trebuie să-și... Da. Și tot să-și facă acolo schimbare. Acolo nu contează. Nici nu contează cum te-ai născut, cum mori. Nu, nu contează. Oricum, având în vedere că sunt înțepați cu 16-20, e ok. E mai ok? 2020, păi nu știu, mai apucat 2030? Ăștia nici mai contează cum termină până în 2030, da? Sunt înțepați cu 16-20. Ăia sunt. Deci, liderii mondiali. Fiindcă tot la... Top 3. Îl pomineai pe pilustru șomer de presă, care, mă rog, a trecut la credința cea dreaptă și cea nouă.